Astăzi am învățat o fată să joace Minecraft. Știu, am mai făcut asta acum un an, dar am spus, băi, e 2022, aproape 2023, cred că e cazul să facem o parte a doua. Practic, am invitat o fată să o învăț Minecraft, deoarece ea nu știa, dar ce nu știa de asemenea era faptul că o să o trolez. A ieșit un videoclip foarte amuzant, am și trolat-o, am și învățat-o într-un fel să joace Minecraft și am râs foarte tare. Dacă vreți episoade de genul, dați un mare like, un subscribe și un clopoțel și dacă vreți să o mai aducem în videoclipuri, mi-a spus că trebuie să strângem minim 7000 de like-uri. Și am zis, bă, nu știu ce să zic, acum depinde de voi, sincer să fiu. De asemenea, nu uitați să dați un follow pe Instagram, puteți să-i dați și ei un follow pe Instagram, aveți Instagramul ei în descriere. Are și un canal de YouTube, deci puteți să vă abonați și la ea, așa că eu zic că nu mai are sens să stăm la discuții și să-i dăm direct cu clipul. Ok, Zummy, acum suntem pe Minecraft și trebuie să te învăț, nu? Cum se joacă jocul ăsta. Da, da, ce trebuie să facem? Luăm lemn, ce facem? Da, e o regulă general valabilă. Trebuie să spargi lemn mereu când intri pe o lume, pentru că cu lemn nu faci tot. Adică gen absolut tot, efectiv, da, da, da. Orice. Spune-mi, când ai jucat tu prima dată Minecraft? Că mi-ai spus că mi-ai jucat odată Minecraft. Ieri, ok, bun. Păi și gen Ok, am înțeles, deci ieri. Păi și știi Minecraft așa la perfecție, gen ești... Bă, eu am mai jucat, gen n-am jucat cine știe ce, dar ca idee știu măcar așa ceva, baza. Și am mai făcut ceva cu... Uite, văd că deja ți-ai făcut crafting-ul, nici n-ar trebui să-ți mai zic eu. A, păi asta e baza, nu? Păi asta e baza, da, ok, dar mă gândesc că nu știi cum să faci speedrun în jocul ăsta, spre exemplu. Sau cum să găsești diamante eficient, gen... A, da, uite, cu diamantele chiar îmi trebuie asta. Okay. Mă, știi ce am observat la Minecraft și n-am încercat niciodată? Ce ai observat? Am văzut pe Minecraft că poți să te duci într-o mină cu cristale. Da, ăla este o mină, este o treabă de ametist pe care poți să o găsești în mine random. Este așa, este un glob, așa, o închizătură acolo, care este formată doar din ametist, care e foarte tare, gen, e foarte mișto blocul ăla. Vrei să mergem să căutăm o... Poftim? Zi. Vrei să mergem să căutăm o de aia de ametist? Băi, eu chiar vreau și știi ce vreau să facem? Vreau să facem muzică. Muzică în Minecraft, wow, păi eu am făcut piesa 600K și Topicraft, poți să le asculti chiar acum pe platformele de streaming. Știi ce poți să faci? Poți să iei flori și cu florile poți să faci culori, gen. Înțelegi? Okay. Deci cu florile poți să faci, scuze, cu florile poți să faci culori și cu culorile poți să faci gen chestii colorate. Unde ai dispărut, gen? Uite aici, în fața ta. Ah, ok, bun. Spre exemplu, vin o să-ți arăt un exemplu foarte mișto. Deci vezi lava aia de acolo? Da. Ok, este o treabă, ce flori ai? Ce culoare e aia, roșie? Ok, roșie, da. Bun. Lava asta e culoarea portocalie, din câte poți observa. Este urmit pe Minecraft cum că dacă te arunci în lavă cu o culoare roșie, se face și lava roșie, gen. Bă, tu... Bă, nu, n-are cum. Ok, măcar apropie-te, măcar să vezi dacă se întâmplă ceva. Cu shift-ul. Okay, asta e prima greșeală. Asta e prima greșeală pe care ai făcut-o. Cum să crezi așa ceva, Zummy? What? Prima lecție pe care o învățăm astăzi este niciodată să nu ai încredere în orice om de pe Minecraft, deoarece te introduc în troll oamenii aceia. Deci acesta este trollul, niciodată să nu cazi în capcana aceasta. Uite, oh, why? Vezi oaia asta? No! Oh my god! Holy! Ok. Nu, ești o criminală, nu o să mai vorbesc cu tine niciodată, adio. Dar nu e moartă, vine înapoi! Zummy, acum că ți-am arătat și ce înseamnă trollul, uite-te în spatele tău. Hai să progresăm puțin. Ai topor de lemn, ai chestii de lemn. Trebuie să te duci la următorul nivel, care este chiar aici. Cobblestone-ul se numește piatră. Pur și simplu trebuie să iei piatră, să te duci la un alt nivel, să-ți upgradezi itemele și... Care, nu știu, care e scopul tău? Ce vrei tu să faci pe o lume de Minecraft să zici, da, m-am reușit? Să merg în Nether, să fac rost de Netherite, cred. Ok, bun, sună bine. Așa, și apoi să batem dragonul, ca după să luăm Elytra și după... Și după? După, chiar nu știu ce să fac după. Ok, bun. Nicio problemă, o să-ți găsesc un cel în viața ta pe Minecraft. Chiar trebuie. Bun, ce ar trebui să găsim, Zummy, ar fi un sat. Deci un sat? Ar fi esențial un sat, sincer, în momentul de față. L-am găsit după 4000 de ani, ok. Hai să mergem. Ăștia știi ce sunt? Gen, știi pe ăștia? Da. Ce sunt ăștia? Nu chiar pe gratis, era bine dacă era pe gratis. Pe emerald. Păi și ai emeralde? Nu, dar uite, ăsta vrea, ce vrea aici? Ce vrea? Ia, paie, vrea paie. Paie! Ok, bun, păi uite aici paie. Vino-ncoa. Ai aici niște paie, gen, uite, poți să le iei. Revin imediat, revin în câteva momentele. Poți să le spargi tu. Ok. Bun, hai să mergem să luăm de la villagerii ăștia treaba asta. Mamă, câte paie ai strâns? Că am nevoie de, destul de multe, că vreau să iau mâncare multă. Am luat vreo 8, nu știu, 8, cam așa. Ok, 8, am înțeles, am înțeles. Păi vino și, vino acolo unde i-am văzut pe aia și vino să mi le aduci. Stop! Ce trol a făcut iSilent aici? Ei bine, eu i-am spus că plec, însă eu de fapt nu am plecat. Mi-am dat poțiune de invizibilitate încât să nu mă mai văd. I-am spart toate heibelurile încât nu mai putea să ia fân. Și de asemenea, la final, i-am dat clear la inventar. Practic a rămas fără niciun item în inventar. Vino să-mi aduci alea acolo unde i-am întâlnit pe ea. Aici sunt, aici, aici, aici. Dă, dă alea. S-a întâmplat ceva? Nu mai am nimic, stai așa. Cred că le-am scăpat. Stai așa. Cum nu mai ai nimic, mă? What? Nu mai am nimic, pe bune zic că nu mai am absolut nimic. Cum adică nimic? Păi, băi, stai pe puțin bune. Că erau 4000 de paybail-uri de alea acolo, aici de... Băi, deci nu mai găsești nimic. Bă, le-ai luat pe toate, faci troll. Pe bune. Cred că faci troll. E Herobrine aici cu noi. E Herobrine, ok, hai să uităm de alea. Ok, hai să uităm de alea. Vino încoa, deci tu vrei să-mi spui mie că ai spart toate ebelurile alea și te-ai făcut tu cu 4000 de pâini și nu... Auzi, dar tu de unde pâini? Am găsit-o în chestul ăla, gen, fără mișto. Am găsit-o în chestul ăla. Păi nu, că e cu acesta la glangulit eu. Da, uite, pot să-ți dau ceva, uite, pot să-ți dau un d-asta. Ia să vedem. Wow. Ok, ia ăla și hai să vedem ce se mai întâmplă pe aici. Totuși chiar nu știu ce ai făcut cu paiele alea, gen chiar e insane. Stai așa că avem un prieten pe aici prin sat, e un băiat gigel și e așa foarte masiv. Uite-l! Uite-l! Deci el e gigel, prietenul meu, și trebuie să-l saluți, adică îi dai așa un brofist de ăsta, gen trebuie să-l saluți. Hai, salut! Salută-l, uite, se uită la tine, dă-i pumnul. Dă-i pumnul, să-l saluți. Și te uite așa la el, doar pentru că e mare și masiv. Uite, trebuie să-i dai așa, uite. Pam, frumos, dai așa, gen, salut, bro. Uite, stai mă deci... puțin. Stai. Deci, nu uite, n-ai pățit nimic. Dar ce să pățesc, că uite, e gigel. Bă, uite, da. Bă, tu ești pe creativ, mă, nu ești corect deloc. What? Cum adică pe creativ? Toată lumea știe, că dacă cumva lovești un golem sau cum îl cheamă pe gigel, adău, când ești pe survival, mori. Ok, asta chiar nu este adevărat și pentru că ai făcut o asemenea afirmație despre gigel. No, ia uite, fii atent, uite, mai faci-mă o dată. Na. What? Na, păi și ce se întâmplă? Uite, du-te mai dai un pumn să vezi că nu se întâmplă nimic, uite. Salut, bro! Na, uite! Păi da, mă, dar ție nu se întâmplă, nu-ți faci nimic, ce? Na, nu-ți faci nimic, bă, Zummy, bă! Deci tu chiar trolezi episodul ăsta și să știi că m-am supărat în legătură cu treaba asta și o să mă duc să fac survival singur, așa că te descurci singură și nu te mai învăț nimic, ești pe cont propriu de acum. Hai, adio. Da, bine, îmi fac pa. Oricum, Zummy, o să mă descurc mult mai bine pentru că tu chiar nu știi Minecraft, gen, chiar... Da, da, chiar nu știu Minecraft. Bine, las că o să vezi tu. Ok, o să văd eu. Ce s-a întâmplat? De ce țipi așa? Bă, mă enervezi, ești pe creativ mod, nu mă mai trola atâta. What? Ce te-ai pe creativ? Păi eu am zis că am plecat. Pe unde ai plecat atunci? Am plecat să-mi văd de treaba mea, acum sunt în mină. Caut iron. Na, bine, stai așa. Dă-te mă de aici! Ce ai, mă? Doamne feriște. Bă, tu ești lângă mine, ești pe fly, lasă-mă în pace. Bă! Ce s-a întâmplat? Eu nu înțeleg cu cine te cerți acolo. Bă, e 100% tu aici. Lasă-mă, mă, că mor! Lasă-mă, frate, să... What? Cu cine te cerți, că nu pricep? Bă, mă, nec! Ce? Băi, Zummy, eu nu înțeleg cu cine vorbești, adică faci mișto sau? Da, cu fantoma lui Gigela tău vorbesc. Ok. Ma! Măi, eu nu înțeleg ce se întâmplă, deci chiar mă faci curios să vin. Ia-mă. Ce s-a întâmplat, Zummy? Alo? Aici sunt. Ce? Păi lasă-mă să-mi găuresc peretele ăsta. Stai mă, uite, urcă pe blocul ăsta. Mulțumesc. Ok, wow. Bun. Da, na, foarte... uite, na, vină cu a, vină cu a. What, ai dat foc la village? Nu, n-am dat nimic, tocmai ți-am spus că nu aveam nimic ai ruinat village-ul. Deci ți-am spus că n-am nimic la mine în inventar și tu nu mai crezi și... Oh my god, Zummy. Cineva mi-a pus aici lava, știi cine poate să fie? Tu! Ok, da, deci sunt foarte, nu știu, chiar mi s-a făcut milă de situația ta, așa că o să te iau din nou sub aripa mea și o să te învăț cum să joci Minecraft. Ok, bun, Zummy, uite-te acum. Eu zic că este timpul să mergem la minat. Cea mai importantă parte din Minecraft, minatul. Te bagi sau nu? Mă bag. Ok, bun, perfect. Zummy, dar eu nu am venit cu mâna goală, să știi, pentru că eu am fost la minat și ți-am adus câteva cadouri. Ți-am adus ăsta, ți-am adus ăsta, ți-am adus ăsta, ți-am adus ăsta, ți-am adus ăsta și ți-am adus ăsta. N-ai cum, băi, deci n-ai cum. Cât a fost cât ai plecat? Tu zi-mi cât a fost cât 5 minute, eu ți-am zis că sunt Minecrafter profesionist. În 5 minute ți-am adus toate alea. Și tu ai făcut tu parmură și mi-ai făcut și bară. Normal, normal, și am uitat să-ți dau și ăștia. Așa, 3 cu 3, 6, pentru asta stai să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și calculezi pe acolo, că nu înțeleg. 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18. 18 iron ai găsit în 5 minute. Da, pe bune, fără mișto. Ai, plus papuci, ești plus pantaloni. Plus papuci, da, bravo. Păi, normal. Nu, nu-mi place așa, nu mergem. Știi ce mai îmi trebuie? Ce? Scut. Scut, oh my god, ce crezi? Chiar așteptam să zici de el. Chiar așteptam, uite-l acolo. Unde? Uite-l acolo. Ok, gata. Gata, deci sunt full... Gata, hai să mergem, sunt pregătit. Da, știi care e problema? Eu am făcut pentru tine, gen, ca să-ți fac un cadou, gen, din toate materialele am făcut pentru tine și am zis că tu ești și a începătoare și am zis, bă, o să mă aperi tu, că eu sunt noob, eu sunt chel, n-am nimic pe mine, gen. No, bine, atunci ai aici niște paie. Nu, n-am nevoie, ok, deci tu, rolul tău e să mă protejezi, ok? Deci ăsta e rolul tău, să mă protejezi. Bun, bine, acum hai să găsim o mină. Ok, Zummy, m-ai adus până aici, acum ce? Avem nevoie de lumină. Păi am înțeles, avem nevoie de lumină, eu am gama. Și mâncare. Zummy, stai să te mă sun la efect, deci tu acum poți să dai star la filmare să-mi arăți cum se vede Minecraft-ul tău în momentul de față? Da. Ok, dă star la filmare să văd. Ok, deci Zummy așa vede Minecraft-ul în momentul de față, iar așa văd eu în momentul de față Minecraft-ul. Deci, practic, tu nu prea știi cum să trișezi în ghilimele. Hai să-ți arăt o setare revoluționară și niciodată nu o să mai folosești torse după setarea asta. Niciodată? Niciodată. Eu mi l-am instalat. Ok, intră să vezi acum cum se vede cu setarea pe care ți-am spus-o. Setare de profesional. Ia, hai să vedem. Stai. Stai, că mi se... Ce tare! Da. Mamă, și mă chinuiam atât de... Exact. Acum niciodată nu o să mai ai nevoie de torțe. Deci niciodată nu o să mai ai nevoie de torțe. Oh my god, ce... Mă bucur. Mi-ai salvat viața peste tot. Nicio problemă. Acum poți să minezi iron ca apoi să-mi lei mie să-mi fac și o armură. Bă, dar gen diamante nu luăm? Diamante, băi, ok, suntem la stratul 68, cred că totuși, un zombie acolo, ajutor, nu, sunt atacat, oh, nu, să mor. Ok, da, cred că totuși la stratul 66 nu o să găsim diamante, așa că o să treacă să mergem puțin mai deep, da, cred că te las pe tine să te bați cu monștri pentru că eu o să mor în curând dacă... Nici eu nu cred că o să mai trăiesc mult pentru că n-am mâncare. A, mâncare. Păi uite aici, că de cine ai întrebat? Uite aici mâncare. Ia vezi mâncare aici. Ia, thank you. Eu am plecat puțin, Zummy. Tu până una alta ai grijă să nu te omoare vreun mob sau ceva. Gen, chiar ar fi super important. Ce s-a întâmplat? Zummy, pregătește ok, Zummy. Nu e ok nimica! De ce sunt atât de multe persoane? Nu e ok! Ajutor! Zummy, ești ok? Herobrine! Ce Herobrine? What, bro, Herobrine? Herobrine a murit! Cum ai reușit să mori și bădai toată armura din lume? N-am... Băi, deci... Bă... Ce s-a întâmplat? Bă, erau gen de 10 ori mai mulți decât erau Enderman și Ender Dragon. Ok, bună explicație, sincer, chiar wow explicația. Wow, băi, sunt complet dezamăgit, adică toate lecțiile pe care și tot ce te-am învățat pentru nimic, frate? Dar nu e nimic, era acolo 100 de oameni, ți-am zis că e Herobrine, e Herobrine. Ok, Zummy, suntem într-un deșert, atenție, stai, ușor, ușor, foarte mare atenție, deoarece nu aș vrea să... Oh my god, oh my god, dar... E safe, e safe! E safe, e safe, e safe. Frate, dar ți-am și spus să ai grijă. Na, știi ceva? Na, mă duc singur. Adio, gen, efectiv, îți zic, frate, o treabă să fii atentă. Și tu ca gen what? Da, bun, lasă că vedem noi. Vedem noi, no, deci e efectiv imposibil. Cred că faci intenționat. Ce? Ce s-a... What? Shit. Oh, what? O piramidă îngropată. Mamă, de când am mai văzut asta? Din 2012 n-am mai văzut o treabă de genul. O piramidă îngropată. Știi ce e asta? O piramidă. Ok, o piramidă, dar gen e îngropată, gen nu e la suprafața, asta e wow, gen. Așa că tu ai pickaxe-ul, minează și hai să mergem. Ai grijă la blocul ăsta din mijloc. Cum adică să am grijă? Adică, uite-te acolo că s-ar putea să fie... Oh my god. Oh... Ai supraviețuit, gen! Ai supraviețuit! Bă, unde sunt tata mele? Oh my god, Zummy, faci mișto, gen! Bă, nu, dar uite, măcar am găsit aici un cave. What? Cum adică? Măcar am găsit un diamant! What? What? Cum e, bă? Băi, ce? Ok, da, tare. Dă-l încoa. Dă-l încoa. Gata. Ok, mulțumesc mult. O să fac cu el. Pa! Zummy, plouă! Unde ești? Tu unde ești? Eu sunt pe un cal, gen. Efectiv, sunt pe un cal. Eu sunt sub un copac. Ai grijă, trece calul! Băi, pisica, nu-mi speria pisica. Uite ce frumoasă era. What? Pisica? Bă, ești nemun, cal alb și pisica albă? LOL. Ok, Zummy. O să o dresezi? Nu știu dacă poți să o dresezi. Nu știu, eu sunt pe un cal, gen. Gen, pot să urc și eu? Nu, nu pot. Nu, dar pot să... E Marcel. Marcel? Da, e Marcel. Marcel, haide să dăm peste oameni. Bă, nu folosi calul pentru GTA, da? Deci, dă-l... No! Nu, să nu îndrăznești. Să nu îndrăznești, să... No! No! Interzi... No! No, stai departe. Da, no! Faci mișto, nu? Gen, trolezi rău. Adevărat. Nu. Trolezi. Îmi împreună cu el. Da, te rog. Oh my god. Nu, dă-te jos. Nu, dă-te jos. Ce ai, mă, că eu sunt Amadeu și Sabrina, ce ai? Bun. Ok. Marcel, îți promit că nu o să mai treci niciodată prin așa ceva. Marcel, vino încoa, stai aici, te rog frumos. Și tu nu-l mai fura pe Marcel. Ok. Păi, ce zici să-i facem un garaj și ne facem o casă? O casă? Ok, băi, sincer, pe vremea asta chiar ar merge, gen, o casă, că gen mă cam plouă. Băi, no, date jos, de ce încerci să-l fur pe Marcel a 14-a mea oară? Lasă-l aici, te rog. Lasă-l pe Marcel. No, nu poți să-l bagi în casă. Oh my god, dă-te jos, Zummy. Dă-te jos de pe Marcel. Gata, pe Marcel. Hai să mergem să facem o casă, că ai zis bine. Hai să vedem dacă putem să găsim un teren sau ceva. Bă, nu mai trage, what the fuck? Oh my god, ce e asta? Pa! Dar tu de ce nu mori? Cum adică nu mor? Nu mori! Cum adică nu mor? Păi nici nu mă nimerești ca să mor, gen, mai nimerit cumva? Da. M-ai nimerit cumva și nu știam, gen m-ai nimerit, efectiv cumva. Da, bine, stai așa. What? Ce? Nu, dă-te jos de pe cal! Atunci să nu mă mai lovi, că tu nu ești corect. Păi cum adică nu sunt corect? Nu ești corect și punct. Ok, Zummy, dă-te jos de pe cal, hai să facem casă și hai că plouă, mi-e frig. Ok, dă-te jos de pe cal. Mulțumesc. Hai, dar gen, ce e ăla? Ai văzut și tu acolo? Gen, parcă era ceva acolo. What the? Ce-ai făcut, mă? What? Cum ai zburat așa? Mă, ce-ai, mă? Pleacă de lângă mine. Nu, stai așa că e ceva în spate, stai așa. Hai să o geată în spate, stai să-ți o scu... Lasă-mă! Oh my god, Zummy, mă, zici că faci cosplay la popice, gen. What do you mean? Ok, dacă tu dai ceva, dai cu ceva, dai cu magie în mine. What? Zummy, cum poți să zburi așa, gen, what? Tu ai hack, mă. Ok, ciudat, sincer. Bă, nu mai da. Eu vreau să știu de ce zburi așa. Băi, tu mă lovești, tu mă faci să zbor. Zummy, m-am întors cu deep slate-ul, nu chiar atât de mult, dar what? Ce ai făcut, mă, aici? Păi a durat cam mult și am căutat eu. Bun, dar ce casă o să fie asta? Gen pe stil de la medieval, de la cu torțe. Da, stai să vezi ce camere și cu etaj de ăla și cu turnulețe și cu scăricele și cu... Mamă! Și cu scăricele, bă, Zummy, nu știu dacă o să... O să termin tu casa asta în episodul ăsta? Tu asta vrei să-mi spui? Bă, tu cine știe ce de făcut dacă ai mâna... Pare destul de huge, hai să te juci eu, hai că uite, te juci eu, uite, pun și eu aici, gen, pun și eu, mă gândesc că pun bine, nu, gen, uite, pun și eu așa, așa, gen. Nu, nu așa! What? Păi cum adică nu așa, gen? Cum adică? Păi ce-i asta? Nu-i, adică ce-i asta? Nu e, uite, te juci, gen, să pun și așa, ok. Nu, deci nu așa, uite, uite, nu. Uite, cu asta trebuie să faci, uite, cu asta. Ok, pun și aici, mă urc și sus, că mă gândesc că vrei să pun și sus, uite, așa. Nu mai pune nimica. Bun, ala, oricum o să-l sparg eu după. Ia, vină-ncoa la mine, vină-ncoa, că am o surpriză, vină-ncoa. Bun, perfect. Deci aici, vină-ncoa aici. Nu mai pune. Și cum vrei să facem acoperișul? Uite, mă gândeam că, uite, vrei să... Nu mai pune. Ia, vină-ncoa aici, trebuie să te pui pe pătratul ăsta. Ok. Rămâi acolo. What? Ce, mă? Stai 2 secunde. Ce faci, mă? Hei, bă, deschide! Bă, deschide! Bă, what? Pa, unde mi-a dispărut piche? Ah, ok. Da, cred că poți să ies totuși de aici, gen. Zummy, gen... Ok, rămâi acolo. Bun, fraților, deci asta este noua mea casă, fraților, făcută de mine integral, după cum o puteți observa. Mă rog, Zummy a pus astea de dipse, nu știu exact de ce. De ce nu poți să Zummy, ok, nu te mai agita atât de mult pentru că... What the fuck, dar de ce? Gata, Zummy, pot să mă întorc acum că a trecut o oră. Ai terminat? Da, chiar te rog să vii, că am terminat totul, e atât de frumos. Ok. Bun, sigur e gata, gen? Da, sunt în interior, vino. Ok. Flocări, gen. Oh, ok. Să-l salut pe Bob, camera din stânga, bine ai venit. Mă, Zummy, eu am zis să faci o casă, nu un dungeon foarte periculos unde se află mobi care o să te omoare și probabil unde o să fiu torturat. Nu sunt mobi, nu sunt mobi aici. Hai gratii. Da, poți să-mi explici în primul rând tematica pe care te-ai dus la această casă, gen? Mă rog, casă! Treaba asta, gen, ce a... Păi mă gândeam că dacă moștilor le este frică de foc, să pun aici flăcări, am pus și de asta cu deep slate sau cum se numește, și am făcut totul în tematică de... moarte! Da, dar gen să nu vină moștri. Ok, bine. Să-l salut pe Bob, camera din stânga, camera din... Wow! Oh, bă! Ce ai făcut? Nu am făcut nimic. Da, Zummy, nu știu dacă vreau să mai îmi prezinți asta, ce ar trebui să fie? E patul tău. Da, nu, mersi. Nu, e ok, Stai, nu, am pat acasă, e ok. Nu, vino încoa. Nu, e ok, chiar... Chiar e, da, foarte ok. Și aici ar trebui să fie camera de depozitare, gen? Da, e aici camera de depozitare, mai este încă una tot aici. Am înțeles, și gen depozitezi ce, gen? Că văd că-s goale, adică... A, păi stai așa 2 secunde că-ți arăt ce depozităm. Ok... Nu prea-mi place râsul ăsta, sincer. Deci să nu mai pune râs. Da, și eu. Am depozitat, ca să zic așa, avem asta, care este fratele lui Bob. Ah, ok. Pe care l-am salvat de asta. Ah, da. Bravo, 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 da. Dar că am fost la târziu că s-a topit de la frică. Am înțeles, da. Da, foarte mișto. Și asta e tot gen? Momentan da, mai vrei ceva? Nu, nu, nu. Actually, chiar s-a făcut târziu și gen trebuie să mă duc acasă, gen mă cheamă mama, s-a făcut mâncare și toate cele. Zummy, gen s-a terminat, gen clipul, adică gen mă duc acasă, gen știi, adică mă cheamă mama, gen dăm drumul, gen. Da. Nu prea cred.